refugiilor din Canada. Există însă câteva detalii pe care trebuie să le știți despre ce se întâmplă în Canada. Acolo există o regulă impusă de guvernul federal, conform căreia pot reveni în țară cei care călătoresc în afara Canadei, doar dacă prezintă un certificat de vaccinare cu schemă completă. Primii vizați sunt evident camionagii care trec des în Statele Unite și revin în Canada. Practic, ei, dacă nu sunt vaccinați, nu își vor mai putea face meseria. Și atunci, pentru că sunt și antivacciniști, camionagii au organizat această manifestație monstru, au blocat centrul orașului Ottawa și situația rămâne așa, blocată. După modelul din Canada, oameni din Franța vor și ei să meargă în capitală și să blocheze orașul, pentru că ar trebui să fie ridicate restricțiile. Se întâmplă și în România, ce coincidență, doar că nu se potrivesc aceleași elemente de context, nu există aceleași elemente de context, motiv pentru care am invitat-o alături de noi pe doamna profesor Alina Bărgăoanu, este decanul Facultății de Comunicare SNSPA. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Deci, o mobilizare pentru manifestații de stradă care pare să fie transnațională după succesive campanii de dezinformare transnaționale, e o coincidență? Sigur, evenimentele sunt legate și eu cred că ați fixat deja două explicații valide pentru protestele din Canada. În primul rând, ar trebui, cred că, să ne aducem aminte că am trăit prima pandemie care s-a desfășurat în epoca rețelelor digitale transnaționale și prima pandemie a epocii globalizării. Și atunci acest protest reprezintă exact o manifestare a acestor fenomene. Este primul protest global viral care se derulează în principal pe rețelele sociale. Chiar am citit un articol foarte interesant de pe The Guardian care spunea că acest protest se realizează preponderent cu tehnici de astroturfing, adică tehnici de viralizare pe rețelele sociale, care caută să creeze impresia de solidaritate cu acest meeting, impresia că există o mișcare la firul ierbii care este împărtășită la nivel global. Iar aceste tehnici de astroturfing sunt aplicate prin mobilizarea conturilor autentice, dar și prin foarte mult prin mobilizarea fermelor de troli, aș spune chiar a armatelor de troli, a unor influencer cu număr foarte, foarte mare de urmăritori și foarte interesant, protestul acesta s-a viralizat foarte mult pe rețelele publice, pe rețelele sociale publice de genul Facebook sau Twitter, dar s-a viralizat și foarte mult pe rețele care sunt mai degrabă sub radarul public, cum ar fi Telegram sau rețeaua WhatsApp. Adică acest tip de protest explodează, să spunem așa, în spațiu public după ce s-a viralizat foarte mult pe rețelele sociale și v-am spus foarte interesant, mai ales pe aceste rețele sociale care sunt mai degrabă sub ochiul public, cum ar fi rețeaua Telegram. Adaug faptul că devin celebri camionagiul X și camionagiul Y, printre ei chiar și un camionagiu român care trăiește și muncește în Canada. În felul acesta, prin exemplificări, senzația este comunicată, este că mișcarea este atât de amplă încât îi cuprinde chiar pe toți. Și de aici, da, impresia exportată în Franța, apoi exportată în România, că ăsta e un tăvălug care nu se mai poate opri. Așa funcționează? Da. Eu chiar am urmărit cu mare interes profesional ceea ce am putut vedea pe Facebook în legătură cu acest convoi denumit al libertății și, într-adevăr, impresia care se dorește a fi creată, povestea, storytelling-ul, este că ar fi o mișcare de masă pornită de la firul ierbii, care este împărtășită de orice cetățean de pe planetă și, într-adevăr, am constatat o avalanșă de postări care ar proveni din Marea Britanie, din SUA, din Germania, din Spania, adică se dorește crearea acestei impresii de mobilizare generală la nivel global. Și v-am spus, tehnica de viralizare este una interesantă. Eu profesional chiar am fost, ar fi fost o eroare din partea mea să nu dau atenție acestui eveniment.
pentru că încă o dată se folosesc tehnici de viralizare, de marketing digital, astroturfing, grassroots mobilization, crowdfunding, mobilizarea rețelelor sociale publice și mai puțin publice. Și iarăși invoc acest articol din The Guardian, cred că noi trebuie să privim cu atenție la un astfel de protest, pentru că, unul, ceea ce se întâmplă în Ottawa nu rămâne în Ottawa într-un condițiile globalizării și a exploziei rețelelor sociale. Și așa cum ați prezentat foarte corect, acest protest începe să fie articulat inclusiv în Uniunea Europeană. Există un anunț pe care chiar l-am studiat la prima mână, care circulă pe Telegram și care spune că acest proces își dorește să pună capăt la Bruxelles unor reguli tiranice, invocând noțiuni legate de suveranitatea persoanei sau demnitatea umană. Sunt cuvinte care cred că sună foarte, foarte familiar și în spațiul public românesc. Am urmărit și anunțurile, mobilizările pentru protest în ceea ce privește România, luarea cu asalt a capitalei. Evident că sunt ușe locale, pentru că există aceste traduceri a anunțurilor respective, dar există și eforturi de adaptare. Și atunci anunțurile invocă foarte mult ideea de libertate națională. În anunțurile în limba engleză nu am întâlnit acest determinant național, ci doar noțiunea de libertate. Sunt invocate noțiuni legate de religie, de credința noastră strămoșească. Adică, iarăși, profesional, este interesant, sper să-mi iertați termenul sau entuziasmul profesional, am constatat aceste eforturi de adaptare la contextul cultural. Cu precizarea, și chiar aici, dacă mai avem timp și dacă îmi permiteți, aș accentua faptul că aceste apeluri la protest în România vin în contexte total diferite. Și aici chiar mă refer la ideea de context temporar. Pentru că, de exemplu, în Canada, rata de vaccinare este de 84%, adică 84% dintre canadieni, inclusiv copii, au primit cel puțin o doză. Și atunci, comparația cu contextul românesc este una invalidă. Adică noi acum ne comparăm mere cu pere sau oricum societății corect, aflate în situații total diferite. În plus, cum și atunci aici avem de-a face mai ales cu manipularea contextului, să spunem. Corect. Nu cu manipularea datelor sau cu manipularea preocupărilor, care unele, trebuie să recunoaștem, sunt legitime. Contextul în care se află cele două societăți sunt este total complet diferite. Corect. În primul rând, motivul, scânteia care ar fi dus la această manifestație, la noi nu există. Vă propun să le arătăm telespectatorilor noștri un astfel de mesaj de mobilizare. El circulă pe Facebook, iar l-am găsit pe pagina de Facebook a unui politician care face multă agitație în legătură cu mobilizarea asta de la sfârșitul lunii februarie. Haideți să vedem un fragment. Ați prins ideea, e vorba despre multe țări, mulți oameni, mulți nemulțumiți care se prind într-o mișcare transnațională, mondială de nemulțumire și nu în mod întâmplător am oprit imaginile acolo pentru că acela era steagul României. În montajul ăsta care durează un minut și vreo 40 de secunde, România mai apare de vreo două ori. Sunt imagini de la demonstrațiile antirestricție, antimască pe care le-au organizat diverse forțe politice la București. Și ce am observat, doamna profesor Bârgăoanu, este că din toate imaginile astea, din tot colajul ăsta cu imagini din Europa, din Statele Unite, din America de Sud, am văzut imagini din Argentina, lipsesc două țări, Alina Bârgăoanu, nu există niciun fel de imagini din China, nu există niciun fel de imagini din Rusia, de parcă în țările astea n-ar exista absolut deloc nemulțumiți, oricum, manifestații nu există. De ce oare?
În primul rând, și eu am urmărit această producție video, care este evident una făcută de profesioniști. Nu este vorba despre o improvizație, nu este vorba despre o producție care să-i aparțină unui amator. Deci evident că aici avem de-a face cu actori profesioniști. Al doilea lucru, dacă îmi permiteți, am observat steagul Turciei. Mi s-a părut interesant faptul că steagul Turciei figurează pe acest colaj. Și, într-adevăr, steagurile celor două state pe care le-ați menționat nu sunt. Aici prima explicație este să spunem că mișcările de protest din aceste țări sunt puține sau oricum sunt invizibile pentru ochiul nostru, se desfășoară departe de camerele de luat vederi sau de smartphone-urile care ar putea transmite live. A doua, deci să spunem că aceasta ar fi explicația cea mai simplă. A doua, evident că lumea contemporană se află într-o uriașă încleștare de interpretare, ceea ce am început să numesc războiul rece al interpretării sau războiul rece cognitiv, războiul rece informațional. Și atunci este o adevărată cortină de fier, să spunem, între zonele lumii care sunt mai degrabă pe modelul democrațiilor liberale și zonele lumii care sunt afiliate unui model politic alternativ. Exact. Cred că aceasta este o explicație și, încă o dată, cred că fără să ne dăm seama, în timpul pandemiei am pășit în acest război rece al interpretării cu noi cortine de fier, cu o uriașă luptă pentru interpretare, cine a greșit, cine s-a aflat la originea pandemiei, cine a avut succes în managementul pandemiei, care sunt câștigătorii și care sunt pierzătorii. Vă mulțumesc mult! Și al treilea lucru, eu cred că literatura de specialitate documentează pe larg implicarea unor state sau unor actori non-statali afiliate acelor state în acțiunile de amplificare, de viralizare a unor astfel de producții, ceea ce am vorbit în prima parte. Vă mulțumesc și mult, doamna profesor! Nu mai avem timp. Alina Bărgoanu, decanul Facultății de Comunicare, Facultatea de Comunicare SNSP, în direct la Digi24. Deci, nu...